Întotdeauna școala este frumoasă, înveți foarte multă teorie, dar trebuie să și faci practic lucruri care să confirme că ți-ai însușit lucrurile pe care le-ai învățat în școală. Ori tocmai proiectul acesta ne duce și spre practică și spre a îndemna pe copii să învețe despre cum trebuie să protejeze mediul, dar în același timp să și facă aceste lucruri. Laboratorul este o experiență inedită și unică pentru România multimedia despre colectarea selectivă. Este povestea ambalajelor de metal, plastic, hârtie și sticlă, care sunt salvate de personajul principal al acestui laborator, RECO, prin plasarea în containere colorate ale acestor materiale și ambalaje. Și o să vedeți și practic în laborator cum se întâmplă acest lucru fizic. Este și o sală dedicată unui joc interactiv între elevi și ca să fie într-adevăr o competiție la nivel național și între clasele care vor participa la acest circuit, cea care va avea punctajul cel mai mare în urma jocului interactiv va primi un premiu educativ din partea Ecolom Ambalaje, care reprezintă o excursie la o fabrică de reciclare. Deci în loc să, vrei să faci tu, în loc să aruncăm betula cu noi, nu, acolo intră sticla. Aici, erai bine, erai la galben, la metal și plastic. Bun, în loc să aruncăm cu noi, putem să facem un obiect nou. Vedeți voi ce a ieșit de acolo. Vedeți voi ce a ieșit de acolo. Ia uite, sunt niște prezenti făcute din plastic. Reco! Mă auzi, mă? Ce zic? Vreau să răspund la o întrebare. Ce părere ai despre blogosfera din România? Bate-o, mi-e pe